Stimați concetățeni, mă numesc Ivona Grecia, sunt originar din satul Băsare Vechi, Rămân Crâlien. De 22 de ani am avut norocul ca în Republica Moldova să avem la conducere guvernări lașă, corupte și amăgitoare, iar acum de 4 ani să avem o conducere criminală și mafiotă, care seamănă mai mult cu o armată de ocupație străină. Eu urmăresc atent evenimentul politice încă din 2009, atunci când Sergiu Mocan a ieșit și a spus public numele mafiei din Republica Moldova. Sărăcie din țara noastră nu este o calamitate naturală, dar este din cauza că politica din Republica Moldova a devenit un business. Și toți așa zici politicieni s-au gândit nu la bunăstarea dumneavoastră, dar la buzunarul lor și la averile furate tot de la dumneavoastră. Exodul masiv de cetățeni care pleacă peste hotare este rezultatul crimelor făcute împotriva cetățenilor de acești criminali pe nume Felat, Plahotniuc, Voronin, Ghimpu, Lucinski și Snegur. Vreau să vă spun că avem o șansă care se numește Mișcarea Populară Antimafie. La viitoarele alegeri din noiembrie, vă rog să faceți o alegere corectă. Haideți să dăm mafia jos, mai bine prin alegeri pașnice decât prin jertfe umane, așa cum s-a produs la Kiev. Urmăriți atent acțiunile Mișcării Populare Antimafie și vă veți convinge că acest partid politic chiar este o șansă pentru a scăpa odată și totdeauna de mafie și crimă. Comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ. Jos lașii, jos criminalii, jos mafia.